A sosit vara, în timpul în care românii pun pe masă diferite produse de sezon, însă fără a se gândi dacă se expun sau nu vreunui pericol. Ei bine, doctorul Tudor Ciuhodaru a tras un semnal de alarmă. Potrivit spainews.ro, știm cu toții că fructele și legumele sunt la mare căutare, astfel că fix un aliment din aceste categorii este cel care poate fi nociv și poate duce chiar și la moarte dacă lucrurile se complică. Doctorul Tudor Ciuhodaru a avertizat că în această perioadă numeroase persoane ajung la spital cu intoxicație de ciuperci, asta din cauza unui consum exagerat sau fiindcă au cules din pădure fără să se fi documentat dacă sunt comestibile sau otrăvitoare. Sunt numeroase persoane care ajung la spital din cauza ciupercilor, mai ales acum că din moment în moment apar tot mai multe soiuri prin păduri, ceea ce atrage pe românii să meargă și să culeagă în loc să dea banii pe ele. Intoxicația cu ciuperci poate fi mortală, mulți pacienți au ajuns la urgențe, toți au mâncat ciuperci culese din pădure sau comercializate pe trotuar fără aviz fitosanitar. Nu vă jucați cu așa ceva. Educația pentru sănătate poate face diferența dintre viață și moarte, a explicat doctorul Tudor Ciuhodaru. Ne putem gândi la intoxicația cu ciuperci atunci când apar stări de greață, vomă, creșterea ritmului respirației, transpirație, salivație abundentă, amețeli, slăbiciune, tulburări de vedere, îngustarea pupilelor, dureri abdominale, diaree. Gravitatea intoxicației depinde de specia de ciupercă și reactivitatea individuală. Copiii și cei cu patologie asociată hepatorenală pot face adesea forme clinice grave cu evoluție spre comă hepatică, de multe ori cu sfârșit letal, a atenționat doctorul Tudor Ciuhodaru.